Noi aveam doar 22 și au mai fost montate încă 3. Acestea, deci în cazul ăsta suntem exact pe cerințele UEFA. Modificarea a fost impusă de UEFA în vestiarul oaspeților, cel în care joi vor intra feroezii de la Vikinguri, la debutul Petrolului în Liga Europa. Jurnaliștii vor avea însă și ei parte de condiții speciale de acum încolo. În această zonă vom avea montat un mixer cu un operator de sunet, deci tot sunetul din ambient va fi captat și va fi prelucrat de mixer, iar cei care vor veni cu camerele de luat vederi, aici vom monta un escaliedru, camerele vor sta în zona aceasta și de aici la aici va fi o priză pentru distribuție sunet pentru cei care nu au wireless. Nu este singura îmbunătățire. Jurnaliștii vor avea posibilitatea să-și scrie textele chiar de lângă sala de conferințe. 80 de locuri vor fi create peste noapte, cu 5 mai multe decât prevede UEFA. Zona aceasta va fi sala de presă, work presă, deci unde presa va lucra cu adevărat aici încolo. Vom monta 10 mese de lucru, a câte 8 posturi de lucru, care vor avea fiecare internet, priză internet fizic, așa, și priză de alimentare 220 pentru alimentarea laptopurilor. Vom avea în această zonă și sistem wireless, tot pentru 80 de utilizatori. Gazonul pe care joi vor intra lupii, dar și oaspeții din insulele Feroe, este și el impecabil. Cum se prezintă gazonul? Este pregătit să primească cei 22 de jucători? Da, gazonul este pregătit să primească, cred eu, mai mulți jucători. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că, din ce am observat, se poate juca chiar la 3 zile, din 3 zile în 3 zile se poate juca, se prezintă într-o stare deosebită. Chiar dacă au fost perioadele acestea nefaste de căldură, umiditate, cantitate mare totuși de precipitații pentru această perioadă, nu sunt probleme. Băieții noștri de la acest sector au lucrat asupra lui. Terenul a beneficiat de un tratament adecvat, a beneficiat de niște lucrări deosebite care se impuneau pentru această perioadă. Ajustările impuse de oficialii UEFA în vederea partidelor din Liga Europa costă peste 15.000 de euro. Stadionul poate găzdui însă de acum chiar și partide din grupele Champions League, singurul impediment fiind capacitatea de doar 15.073 de locuri.